Roiu, profesor universitar la Școala Națională de Studii Politice și Administrative și scriitor, alături de Marian Vosu, jurnalist la de mai bine de 20 de ani la TVR și la radio și la televiziune. La TVR este unul dintre cunoscuții producători de documentare istorice și, evident, Tatiana Niculescu, autoarea volumului pe care îl prezentam, ei mă consideră făcător de minuni, viața lui Arsenie Bota. După mistica rugăciunii și a revorbelului, după regele Mihai I, ultimul rege al românilor, și volumul dedicat reginei Maria, Regina Maria, ultima dorință, Tatiana Niculescu ne propune o nouă carte în același registru, cel al biografiei documentare, o carte redată literar, o biografie redată literar, dar cât mai aproape de adevărul istoric. Dacă îmi permiteți și dacă Tatiana Niculescu îmi dă voie, am să citesc doar două rânduri despre biografia lui Arsenie Bota. Demersul scrierii acestei cărți pornește de aici. Sunt încredințată că, dincolo de procesul de canonizare al lui Arsenie Bota și de controversele pe care aceasta le stârnește, dincolo de turismul religios și de politicile bisericești, biografia lui este cel puțin la fel de pasionantă ca un pelerinaj la locurile secrete din noi înșine, unde se nasc deopotrivă spaimele și speranțele. Maria Voicu, am să-ți trec microfonul. Mulțumesc! Mulțumesc!